A revenit pe finalul emisiunii, încă nu a ajuns tatăl copiilor. Mergem acolo la Vaslui, unde colega mea, Madalina Lambrinoc, se află cu mama copiilor, cu Claudia. Și uite, Claudia, vreau să spun că sunt foarte multe mesaje care ne vin pe adresa emisiunii la maruta@rondprotv.ro sau sunt mesaje care ne vin pe Facebook la Măruță și sunt oameni care zic în felul următor, copiii pe care tu i-ai părăsit sunt botezați? Da. Pentru că sunt oameni care spun că ar vrea să-i adopte sau dacă voi n-ați fi de acord să fie crescuți de o altă familie, să-i ajute sau dacă nu sunt botezați să-i boteze. Sunt o familie fără copii, nu o să spun unde lucrează, dar e vorba de un economist, iar soția jurist. Se uită la emisiune și vreau să le mulțumesc mult, mulțumesc mult domnule Claudiu și spune că ar vrea să facă tot ce e posibil pentru copiii, pentru copiii voștri. Ești de acord să dai copii? Asta nu se nu. Poate face așa. Bine, cu timpul, așa, să gândească. Poate copilul cu care e însărcinată, poate o organizație nu, poate, o ajută să, da, nu știu cum, să ia nu decizia, să o sprijine, poate, da. Poate familia aceasta o sprijină asta, da, copiii rămânând la părinți acolo. Să o sprijină financiar, să-i ajute pe copii. Sau să-i, când e cu școala, să ia la școală, să-i ajute, sigur, să-i ia de la părinți. Să le facă o educație. Copilul pe care nu l-a născut în America, sunt programe din acestea cu fete foarte tinere care rămân însărcinate și care dinainte de a naște stabilesc, intră în legătură cu o familie. Claudia, i-ați botezat pe cei doi copii? Da. La biserica din sat? Da. Am înțeles. Bun, poate, uite, de asta mai spun oamenilor adesea, Vaslui, oameni buni, sat Barboș, comuna Hoceni. Da, Claudia, acolo vă găsesc oamenii. Da. Știi ce vreau să te întreb pe finalul emisiunii? Tot am spus că soțul tău cu copiii n-a ajuns la București. Tu ești îngrijorată că nu știi unde sunt copiii tăi acum? Da. Dar în afară primul de lucru da pe care ți l-am spus în momentul în care am ajuns astăzi la tine a fost exact acest lucru. Faptul că nu mai știm nimic de soțul și de copiii tăi, că au plecat spre București, dar că n-au mai dat niciun semn, iar telefonul este închis. Ce a fost în sufletul tău în acel moment și ce este acum în sufletul tău de mamă? Nu știu ce să vă spun. Nu mă gândesc la ce s-a fi întâmplat. Adică tu gândești că o să fie bine, nu? Să sperăm că nu s-a întâmplat nimic. Sperăm și să nu s-a întâmplat nimic, să ne apere Dumnezeu la drum. Vă mulțumesc mult, Madalina Lambrinoc, primarului de acolo. Claudia, grijă, să ai grijă de tine. Doamna Saveta, să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc și domnul primar, eu am să-l rog pe domnul primar să se implice mai mult cu familia asta, să aibă grijă de ei, să nu-i lase pe copii să moară de foame și să intre mai mult în ei, să le facă o educație așa mai serioasă. Mâine ne vedem la ora 5:30, vă așteptăm alături de noi, 5:30, oameni buni, toate cele bune, o seară frumoasă!